Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la Transilvania la zi, emisiunea în care dezbatem informații din actualitatea transilvană. Vă reamintesc că emisiunea noastră este interpretată și în limbaj mimico-gestual de către colega noastră Adelina Ciocotișan, asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz. Asociația Little People România se pregătește de campania de conștientizare Zilele Bandanei pentru al 5-lea an la rând. Campania se va desfășura în perioada 4-15 februarie 2018 și marchează două zile importante în calendarul mondial, anume Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului și Ziua Internațională a Copilului cu Cancer. Despre asta vom vorbi în prima parte a ediției de astăzi Transilvania la zi. În cea de-a doua parte, Corina Brândușan ne aduce informații despre înscrierea la concursul internațional Jazz in the Park. Primii mei invitați au sosit în platoul Transilvania la zi. Este vorba despre Oana Rusu și Emi Schipor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Campania deja a și început. Ați marcat acum două zile Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului, dar știu că aveți foarte multe acțiuni, foarte multe evenimente. Exact. Sărbătorim pentru al cincelea an la rând Zilele Bandanei. E o campanie de conștientizare, e o chemare la acțiunea publicului larg de a fi solidari față de orice persoană care trece prin experiența grea a cancerului. Bandana, noi ne-am dorit prin această campanie să o transformăm. Bandana, așa cum tu ai la gât, exact, Oana, am cer scuze că te întrerup, cu Memi are și el pe mână. Poate fi purtată de oricine. Și noi am vrut să folosim acest simbol, să-l transformăm, pentru că bandana este folosită de un pacient în timpul tratamentului, atunci când îi cade părul, dar noi o folosim ca un semn al solidarității pentru a le arăta tuturor că această luptă nu este dusă de ei singuri și că noi suntem alături de ei, și am transformat-o într-un simbol al puterii, al solidarității și al curajului. Să le spunem celor care ne urmăresc acum cum își pot achiziționa astfel de bandane personalizate pe care bandanele pot fi comandate trimisând un e-mail pe adresa de contact @littlepeople.ro. Ele sunt așa achiziționată prin donația de simbolică de 10 lei, iar noi toate fondurile care le obținem din această campanie de conștientizare și le vom folosi pentru programul nostru în spital, Nu-mi-e frică, care îl facem în fiecare zi copii bolnavi de cancer. Așadar, doamnelor, domnilor, contact thelittlepeople.ro, în schimbul unei donații de 10 lei, achiziționați o astfel de bandană și, exact cum spunea Oana puțin mai devreme, nu este vorba doar de acest batic în sine, ci de un simbol al luptei împotriva cancerului și al susținerii acestor persoane care trec cu brio prin astfel de experiențe. Și cred că e important să spunem că în zilele noastre cam 80% dintre copiii care se îmbolnăvesc la un moment dat de cancer și supraviețuiesc. Nu mai e această boală un capăt de linie. E important să se știe acest lucru. Tocmai de aceea trebuie susținuți, trebuie să fim alături de ei. Exact. Și ne pare foarte bine că avem ocazia să fim în studioul dumneavoastră astăzi și că sunteți așa prietenii noștri și că avem ocazia să întâlnim în campanie, pentru că campania se desfășoară și în mall-uri, unde există un trafic mare de persoane, în sensul că am vrea foarte mult ca acest mesaj să ajungă unde trebuie și de multe ori în timpul campaniei am atins multe, așa, am strâns multe povești despre succes, pentru că acolo reușim să vorbim cu publicul larg, acolo suntem în mijlocul comunității și le putem spune ceea ce facem noi zilnic pentru copiii care beneficiază de suportul nostru. Anual lucrăm cu peste 2000 de copii și familiile acestora și le arătăm în fiecare zi că există, așa cum ai spus tu, speranță. Și că totul în jurul programelor noastre este în jurul copilului bolnav cu cancer. În mall-uri, dar nu doar în mall-uri, în școli, în diverse companii din Cluj-Napoca. În universități, în companii, absolut oriunde găsim oameni disponibili să poarte aceste bandane. Pentru noi e foarte important ca ele să fie purtate și să fie transmis mesajul mai departe. Și să le spunem și celor care se află în fața micului ecran, ce faceți voi toată ziua în spitale, cu părinții, cu acești copilași care se află pentru o perioadă uneori lungă de timp acolo. Oferim servicii de suport psihosocial copiilor bolnavi de cancer din România, din primul moment în care pășesc pe o secție de oncopediatrie și până când spun sunt temerar și am învins cancerul. Asta pentru că e important să spunem, câtă vreme un copil sau o persoană aflată într-o astfel de situație se află în spital, sunt într-adevăr foarte multe tratamente medicale la care este supus, dar sunt și o grămadă de alte acțiuni la care el ar trebui sau ar fi foarte benefic pentru el sau pentru ea să participe. Știu, Emi, că tu faci parte și din organizația Temerarii și ești adesea în spitale, în saloane, pe holuri.
Ca să înțeleagă toată lumea, grupul Temerar este grupul de supraviețuitori de cancer. Este cel mai mare din Europa, cu peste 750 de membri și continuăm să adăugăm membri în fiecare an. Noi suntem un grup de supraviețuitori care dorim de fiecare dată să ne ducem poveștile de succes mai departe. Și avem foarte mulți supraviețuitori ca și mine, de altfel, care se întorc în spital și își spun poveștile de succes. Și pe lângă faptul că oferă speranță, pot să vorbească cu copiii și cu părinții, iar în modul acesta, prin contactul direct cu supraviețuitorii, ei află că există viața după cancer și că cancerul nu este o sentință. Ce te întreabă, Emi, de obicei copilașii atunci când... Când ești leul curajos în cele mai amuzante întrebări, pot să spun că au venit din Târgu Mureș și au fost de la dacă am drujbă sau dacă am cal, până la faptul că... Ai drujbă? Da, momentan nu. Și sunt tot felul de întrebări, ca zic așa, mai ciudate, însă toate răspunsurile le ofer pe baza experienței care am avut-o eu în spital, ca și pacient. Și încerc de fiecare dată să le dau un răspuns cât mai corect. De exemplu, mă întreabă cum să aibă un stil de viață sănătos, ce mâncam în timpul tratamentului, ce anume mâncam când îmi era greață sau când vomam. Sunt întrebări la care ei caută răspunsuri și le este mult mai ușor să converseze cu un supraviețuitor, cineva care a trecut deja prin această experiență, decât, să zicem, cu doctorii sau cu asistentele. Și care poate să înțeleagă foarte bine, care... trece cumva dincolo de o empatie absolut necesară a personalului medical sau a personalului de specialitate, a unei persoane care la un moment dat s-a aflat într-o astfel de situație. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, Emi Schipor ne-a spus povestea lui în emisiunea Fără Prejudecăți la TVR Cluj. Se va întoarce vineri în platoul emisiunii Fără Prejudecăți pentru a ne da detalii despre această campanie extraordinară pe care voi o desfășurați. Vreau să vă întreb câteva cuvinte acum, profit de prezența voastră aici. Ești implicat și la nivel internațional, pentru că organizația Temerarii face parte și dintr-o grupare internațională, să spun așa, nu? Lucruri de acest gen nu se desfășoară doar în România. Exact. Programul sau conceptul de comunitate Temerarii am considerat că ar fi important să fie o voce dusă mai departe și în Europa, iar Little People și Temerarii sunt cei care au fondat Youth Cancer Europe. În ce țări își desfășoară activitățile Youth Cancer Europe? În Irlanda... Sunt 23 de țări europene, din fiecare țară avem membrii supraviețuitori la rândul lor. O inițiativă pornită de voi, important să spunem. Pornită din România. Din România și pornită de către supraviețuitori pentru a lupta pentru drepturile noastre, pentru a lupta pentru o viață mai bună, atât pentru pacienți, cât și pentru supraviețuitori, să aibă o viață normală după terminarea tratamentului. Pentru a comunica cu medicii, pentru a ști despre efectele pe termen lung, pentru a cere drepturi, pentru a fi reprezentanță la nivel internațional și pentru a fi ambasadori în fiecare țară de care aparțin, a celor care au trecut prin această experiență și a celor care pot să inspire și să dea o speranță. Înțelegem că odată ce tratamentele medicale se încheie, nu știu, chimioterapia, radioterapia sau celelalte acțiuni la care o persoană aflată în astfel de situație este supusă, practic voi nu renunțați la contactul cu acești oameni. Sunt încă multe lucruri pe care ei trebuie să le facă pentru a-și menține această stare recâștigată, să spunem, de sănătate. Exact. Comunitatea Temerarii acest lucru face. Este o platformă prin care ei se reintegrează în societate, pornind de la un loc sigur, pentru că Temerarii reprezintă pentru supraviețuitorii de cancer un loc sigur în care ei se simt în siguranță să împărtășească cele mai, nu știu, cele mai importante întrebări și reușesc să-și împărtășească poveștile, fricile și să se reintegreze în societate. Pentru că ne dorim foarte mult ca societatea să-i primească înapoi și societatea să-i vadă că acest cancer i-a transformat în oameni extraordinari și în oameni și mai buni decât erau. Există o tendință cumva a societății de a-i respinge? Pot să spun că, din punct de vedere pe partea de angajare, pot să spun că sunt anumite companii sau sunt cazuri în care, pe baza istoricului medical, au fost câteva probleme la angajare, însă întotdeauna Temerarii a luptat pentru drepturile supraviețuitorilor și o egalitate la locul de muncă.
Chiar dacă angajarea unui supraviețuitor de cancer consideră anumite riscuri pentru compania respectivă, noi le dovedim că că merităm lucrul acesta și că nu am trecut prin experiența cancerului doar ca să ne aflăm în treabă. Asta a fost o experiență care te modelează și îți oferă alte viziuni asupra vieții. Iar cancerul nu alege oameni. Da. Acești tineri nu au ales să aibă cancer. Oricare dintre noi ar putea fi mâine diagnosticat. Și e foarte important ca ei să se reîntoarcă în viața socială, să-și continue prieteniile, să-și continue, nu știu, ce înseamnă familie sau să-și creeze propria familie. Și cu atât mai important, doamnelor, domnilor, să susținem această campanie Zilele Bandanei Contact Around the Little People.ro. În schimb unei donații de 10 lei obțineți această bandană, un simbol de fapt al luptei împotriva cancerului. Vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Nu uitați, ne reîntâlnim vineri la Fără Prejudecăți cu Emmy Skipper. Discutăm în continuare pe această temă. Vă spun acum că în România doar unul dintre 10 bolnavi aflați în fază terminală au parte de un sfârșit decent într-un centru de îngrijiri paliative. În spitalele de stat există foarte puține paturi disponibile, iar în cele private, internarea se întâmplă contra cost. Ca ultimă opțiune mai rămân fundațiile și ONG-urile care oferă servicii gratuite, însă nici acestea nu mai fac față cererii foarte mari. Unul dintre acestea este și Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie Cluj-Napoca este un proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a fost inițiat în anul 2009 de către Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Vasile Someșanul. Așezământul a fost inaugurat la finalul anului 2012 și de atunci reușește să le ofere clipe de liniște bolnavilor în fază terminală. Centrul are doar 40 de paturi care sunt ocupate tot timpul, iar numărul cererilor este însă cu mult mai mare. Medicii alături de infirmiere și măicuțe încearcă în fiecare zi să le ofere pacienților, pe lângă serviciile medicale de calitate și suportul psihologic de care au atâta nevoie. Unul dintre cele mai importante aspecte ale îngrijirii paliative este prezența membrilor familiei alături de cei suferinți. Noi asigurăm prin informație, prin sprijin și spiritual, și psihologic, și uman, și familiile acestor pacienți care trec deseori printr-un moment greu, aniversar pentru cel drag al lor. Una dintre încăperile centrului găzduiește o capelă unde în fiecare zi un preot oficiază slujba de dimineață, iar măicuțele sunt alături de cei care nu se pot deplasa. Într-o altă încăpere a fost amenajată o sală de curs care găzduiește stagii de pregătire pentru cei care vor să se specializeze în îngrijiri paliative, dar și în alte domenii medicale. Suntem loc de pregătire și pentru studenți, suntem pentru rezidenți care fac specialități pentru cei de la farmacologie clinică sau rezidenții de la oncologie într-o practică de pregătire în domeniul paliației. Conducerea Centrului Sfântul Nectarie dorește să deschidă și o școală sanitară care să funcționeze în aceeași clădire. Astfel, cei care se vor specializa în îngrijiri paliative să poată face practica chiar în centru. Despre concursul internațional Jazz in the Park vorbim acum, doamnelor, domnilor, așa cum v-am promis la începutul ediției de astăzi, Transilvania Zi, Corina Brândușan a sosit alături de mine. Bine ai revenit, Corina, cred că e cel mai corect spus. Bine v-am regăsit. Mulțumim că ești alături de noi. Știu că aveți noutăți importante despre această ediție a Jazz in the Park și am să te rog să ni le dai. Așa este. Am început astăzi înscrierile pentru competiția de jazz, concursul internațional Jazz in the Park, pentru a găsi cele mai bune trupe de jazz care vor să se promoveze și vor să participe la concursul pe care îl organizăm. Anul acesta am făcut o schimbare. Concursul va avea loc în weekend, în primul weekend al festivalului, în perioada 22-24 iunie, pe malul Someșului, la Cluj, în locul deja cunoscut ca spațiu de desfășurare a concursului. Important de spus că se pot înscrie trupe de jazz din țară și din străinătate, indiferent de tipul de jazz pe care îl interpretează, indiferent
indiferent de țara de unde vin, de experiența pe care o au, se pot înscrie tocmai pentru a avea ocazia de a se promova în plus, de a câștiga premiile pe care le punem în chiar joc. Chiar vreau să te întreb și despre acest lucru, pentru că motivația e foarte mare având în vedere sumele pe care voi le avansați ca premii. Așa este. Pentru premiul întâi avem un premiu de 9.000 de lei, premiul al doilea e de 4.500 de lei, premiul 3 de 2.500 de lei, avem și premii speciale pentru cei mai buni instrumentiști, cel mai bun vocalist și premii pentru compoziție, pentru cei care au piese proprii. În total, fondul de premiere ajunge la 5.000 de euro și ne bucurăm că putem să facem asta, dar pe lângă banii pe care îi obțin câștigătorii, trambulina pe care de fapt o oferă, foarte important pentru cei care cântă muzică jazz, e oportunitatea de a fi promovat. E un gen muzical mai puțin comercial și cei care interpretează acest stil știu foarte bine cât de greu sau cât de ușor e să trăiești din asta și poate fi un lucru foarte important, asta ne-au spus și concurenții din anii trecuți, câștigătorii la diverse categorii, după ce au venit la Jazz in the Park au fost văzuți și observați și remarcați de juriu, de public, pentru că un lucru iarăși foarte important e că la Jazz in the Park, la concurs internațional Jazz in the Park, nu mergi într-o sală unde ai în față un juriu format din 4-5 oameni, iar ei te evaluează și apoi pleci acasă. Ai ocazia să cânți pe malul Someșului în fața câteva mii de persoane care vin să se bucure de muzică bună, de atmosfera de festival și în fața juriului de specialitate, care e un juriu internațional și care întotdeauna caută talente și pentru festivaluri din țară și pentru festivaluri din străinătate și noi încercăm să îi promovăm cât putem de mult pe cei mai buni muzicieni, așa că îi așteptăm să se înscrie. Și apropo, din experiența ta, din ce țări vin oameni, se înscriu în această competiție? Am avut în ultimii ani din țări europene, din România, desigur, din Republica Moldova, din Ungaria, Austria, am avut din Olanda, dar am avut și din afara Uniunii Europene, trupe care au venit și au încercat norocul. Anul trecut, câștigătorul concursului internațional Jazz in the Park, marele câștigător, e o trupă din Ungaria, vecini cu noi, Antal Gabor Trio. Ei vor deschide festivalul Jazz in the Park anul acesta. Revin, înțeleg. Revin, așa este. Și încă o noutate acestei ediții, câștigătorul, marele câștigător al concursului, va deschide festivalul de anul viitor, dar va cânta și anul acesta în cadrul festivalului, în cadrul a două concerte care sunt plătite, remunerate și în fața unui public numeros în Parcul Central. Excelent. Și cumva să le spunem celor care ne urmăresc despre faptul că acest concurs a ajuns unul dintre momentele, cred, cele mai importante din festival. De aceea am și ales să organizăm concursul de data asta pentru prima dată în weekend. Din această cauză, din acest motiv, festivalul va ține 11 zile anul acesta. 3 zile sunt dedicate concursului Jazz in the Park. 22-24 iunie pe malul Someșului, acolo vom descoperi cele mai bune trupe de jazz care se vor înscrie, iar în restul zilelor ne vom întâlni în stradă, în sală de spectacole, în Parcul Central și în alte locuri din oraș unde vrem să activăm și anul acesta. Comparativ cu scena internațională, în momentul în care te uiți la debutanții care vin în acest concurs din țara noastră, cum ne poziționăm? Avem stofă? Avem potențial? Avem trupe bune de jazz și avem câteva trupe pe care noi le-am remarcat de câțiva ani și pe care încercăm să le aducem la cât mai multe dintre evenimentele pe care le organizăm, fie că e vorba de Jazz in the Park sau de alte proiecte pe care le avem, Jazz in the Street, festivaluri în alte orașe. Așadar, există potențial și sunt trupe care își doresc foarte mult să cânte și asta ne spun cele mai bune trupe de jazz ale momentului, care deja ies din țară și încep să cânte și în afara Europei, ne spun că asta e foarte important pentru ei la început, să cânte mult, să cânte des, pentru că astfel își creează stilul, încep să devină tot mai buni și tot mai profesioniști și faptul că au astfel de ocazii să cânte fără să plătească o taxă de înscriere, fără să-și plătească transportul sau să plătească foarte puțin din el, fără să fie nevoit să-și caute cazări, pentru că ne ocupăm și de partea asta, îi ajută mult, ei trebuie doar să
vină și să ne arate că sunt foarte buni și să ia premiile care sunt puse în joc, iar mai apoi să ne vedem cât mai des la alte evenimente. Și iată cum voi practic deveniți, nu doar că le oferiți scena, dar deveniți un fel de companie de PR pentru ei, ducându-i la alte festivaluri, angrenându-i în tot acest mecanism, nu-i așa, și internațional. Foarte important pentru cineva care se află atunci, la început de drum. Așa e, așa e. Și mai ales pentru cei care vor să facă din muzică, din muzica jazz, un mod de viață sau poate chiar vor să se trăiască poate? Din asta. Pot să trăiască tineri se poate, muzicieni din se asta? Poate, nu este ușor, pentru că evenimente de profil sunt destul de puține, concursuri de jazz sunt extrem de puține în România și destul de puține și la nivel național și mondial. Tocmai de aici văd și oportunitatea pentru cei care vor să investească în asta, să vină la festival și să vadă care e atmosfera și cât de frumos e să cânți în fața publicului care vine să te asculte. Se poate trăi din jazz, asta spune invitata mea, Corina Brândușan, cu atât mai mult dacă vă înscrieți la concursul Jazz in the Park. Corina, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Practic, acum deschidem seria invitațiilor pe care ți le lansăm pentru a vorbi despre această ediție Jazz in the Park, pe care organizatorii o anunță a fi spectaculoasă. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag! Doamnelor, domnilor, Transilvania la zi a ajuns acum la final. Rămâneți cu noi, asta pentru că urmează agenda Eurovision. Eu sunt Ovidiu Damian, vă doresc tuturor o seară excelentă. La revedere!